CSU Neptun Constanța a debutat cu dreptul în noul an, învingând marți seară, însă la sporturilor scor 19-17 HCM Râmnicu-Vâlcea, în etapa 10 a Ligii Naționale de Hambal Feminin. Confruntarea dintre ocupantele locurilor 10 și 12 a fost pe muche de cuțit pe tot parcursul celor 60 de minute, victoria putând surâ de la final ambelor formații. Partida de la Constanța dintre CSU Neptun și HCM Râmnicu-Vâlcea a fost una extrem de disputată încă din primele minute. În prima repriză, formația vâlceană, pregătită de către fosta mare jucătoare Simona Gogârlă, s-a aflat la conducerea jocului. Aspect concretizat la pauză când oaspetele au intrat la cabină cu un avantaj minim, scor 9-10. Cu Busuioceanu, Vădineanu și Luca pe teren, HCM Râmnicu-Vâlcea a început mai bine, reușind să fie în permanență la conducere în primele 30 de minute ale jocului, uneori și cu o diferență de 3 goluri. În partea secundă însă, scenariul s-a schimbat. Constanțencele au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea lor. Tânăra Iulia Dumansca s-a evidențiat în mai multe rânduri în poarta Constanțeană. Apărarea a început să fie mai agresivă, iar în atac, Toma, Tiron și Enescu au marcat în partea stâncuței Guiu și au adus Neptunul pentru prima oară în avantaj, scor 12-10-36. S-a terminat 19-17 pentru Universitatea Neptun Constanța. Rezultatul este frumos, dar nu și jocul. Am comis multe greșeli, mai ales din partea jucătorilor cu experiență. Din fericire ne-a scos portarul. Mă bucur pentru Iulia, un copil foarte isteț care își dorește mult să facă handbal și cred că va reuși. Am început jocul timorat și așa l-am dus până la capăt, a declarat antrenorul Ion Crăciun. La final, handbalistele formației de pe litoral i-au dedicat victoria tehnicianului, care și-a sărbat ziua numelui. În etapa următoare, ultima a turului Ligii Naționale de Handbal Feminin, Universitatea Neptun va evolua în deplasare contra echipei CSM Ploiești.